quem? First experience for you in the motorsport, how it was? Awesome. It was the best. Yeah, adrenaline was to the roof. Bogdan, cum s-a descurcat un hockeyist într-o mașină de raliuri? El e obișnuit în general cu adrenalina. Foarte ok. Uită-te la zâmbetul lui. Yeah. He's still smiling. Yeah. I-a plăcut. Traseul de aici este și foarte incitant. Este un traseu de viteză mare. Viteza medie este undeva 120-125 de km pe oră, îngust, și pentru că e prima dată, dar adrenalina lui a fost într-adevăr de la bun început. Pe de altă parte, eu sunt sportiv și am mai spus asta, sportivii captează altfel dinamica, deci ne înțelegem foarte bine din prima. Are you liking motorsport? You told me before that you have a friend that makes motorsport. Yeah, a friend that I went to university with is a rally driver in USA, in X Games. And he was always telling me, you know, how much fun it was, and it was the real adrenaline rush. And we were saying, I could get my adrenaline from hockey, and maybe when I'm done hockey, I can find it in a rally car. Good luck. Thank you.